Știința a început bine meciul cu Dinamo, conducând cu 4-2 și 6-5. Apoi Dinamo a răsturnat scorul, iar gazdele au egalat la 8 pentru ultima dată în următoarele 40 de minute. Totuși, Dinamo n-a izbutit să se detașeze la mai mult de 2 goluri diferență, grație unei defensive băcăoane care a funcționat bine atunci când echipa era cu cuțitul la os. Au fost însă suficiente faze în care bucureștenii au marcat ușor, profitând de neatenția apărătorilor din fața lor. Dacă în apărarea Științei lucrările bune au fost mai multe decât cele rele, nu la fel a fost în atac. Studenții au luat la țintă pe portarii dinamoviști, de multe ori din situații ideale de a marca. La pauză, Dinamo a intrat la vestiare cu un scor favorabil de 15-13. După pauză, cele două apărări au fost și mai ferme decât în prima repriză. Știința a fost de mai multe ori pe punctul de a egala, dar n-a reușit acest lucru decât în minutul 44, când scorul a devenit 19-19. Dar gazdele n-au izbutit să treacă în avantaj decât în penultimul minut cu 24-23, iar apoi când mai erau 40 de secunde să conducă din nou cu 25-24. Dinamo a izbutit să înscrie repede și să oprească prin fault o acțiune ofensivă ce se dorea victorioasă. Pentru asta, ex-băcăoanul Costel Mane a primit 2 minute eliminare, iar Știința mai avea 7 secunde pentru golul 26. Mingea a pornit într-un fel de suveică până pe extrema dreaptă, de unde Masax a ratat cei drept dintr-un unghi aproape imposibil. Spaniolul a marcat în această partidă primele sale 2 goluri în campionat. Celălalt spaniol recent transferat, Victor Alonso, a marcat de 3 ori. Trăgând linie, a fost o egalitate justă, dat fiindcă Dinamo a fost mai tot timpul la conducere, iar Știința ar fi putut câștiga în ultimul minut. Un meci pe care puteam să-l câștigăm, n-am putut să trecem de pragul de două goluri, pot să spun, pe niște creșeli copilărești de ale noastre, dar pe ansamblu, greșelile copilărești, pot să spun, făcute de poate jucători încă care nu au încă o experiență atât de mare. Dar pe ansamblu, până la urmă, mulțumit cu un punct. Știm că aici ne așteptam la o partidă foarte, foarte grea. De partea cealaltă, Mateo Garalda regretă că la ultima fază echipa sa n-a jucat chiar ceea ce ar fi trebuit. Therefore we have many problems in the second half. I think we play much better in defense. Am avut mai multe recuperări în repriza secundă în care cred că am jucat mult mai bine în apărare, dar în atac am comis multe greșeli elementare. De aceea nu ne-am putut apropia de victorie până în ultimele 3-4 minute. To win the game until 3-4 minutes before the end. Remiza Științei cu Dinamo a fost până la un punct similară cu cea a fotbaliștilor de la Sport Club Bacău cu Farul Constanța. Deosebirea este că la handbal a fost o remiză justă, în timp ce la fotbal constanțenii au avut noroc mare cu acel 2-2, ei putând să piardă cu 3-4-0. Revenind la handbal, Știința și Dinamo conduc în clasament după primele două etape, celelalte 11 formații înregistrând până acum cel mult o victorie și o înfrângere. Etapa viitoare, pe 13 septembrie, Știința va juca în deplasare la Călăraș.